Da, Luca Maraș, ne-a petrecut eu povestitorul de pe canalul de YouTube Geto Dacia. Astăzi o să vă delectez cu o poveste frumoasă a compatriotului nostru Panaiti Strati, faimosul scriitor, celebrul roman și celebrul film Codin. Deci Panaiti Strati, când îl apuca dorul de ducă, o lua prin Mediterana, hoinar cum am fost și eu. La un moment dat, prin peregrinările astea ale lui prin Mediterana, mai întotdeauna fără bani și flământ, ajunge la Alexandria, în Egipt. El, după taică-su, era grec, după maică-sa era brăileancă. Vorbea greacă, bineînțeles, și limba Mediteranei, acum 100 de ani, era limba greacă, era limba engleză de astăzi. În toată Mediterana se vorbea grecește, știți, era Marea Greacă, Mediterana. La un moment dat, acolo și la Alexandria, ca de obicei, mor de foame, fără niciun ban în buzunare, jerpelii, cu pantalonii spați, cu cămașa ruptă, cu nu știu ce, să vedea că e mațe goale, cum să zice, coate goale, mațe fripte. La un moment dat, un șmecher mai bătrân, așa, un vulpoi bătrân, îl ginește. Ce, de unde ești, nu știu ce, păi ce, din România. Zice, ce foame, ce mi-e foame, dar ce n-am mâncat de câteva zile. Ăla, șmecherul ăla bătrân, ce, uite, dacă vrei, eu te ajut, știi, dar uite, facem o treabă. Tu să nu zici nimic, mă lași pe mine să vorbesc și o să fie bine. Gata. Îl ia acolo și ia de mână, intră într-o tavernă grecească la Alexandria. Iasu, capitan, știi că grecii sunt oameni făloși, știi, dacă au o barcă de 5 metri să numesc capitan, știi? Intră acolo și ai salut capitanilor. Uite, am și eu o rugăminte, uite, avem un compatriot al nostru, a rămas fără bani pe aici, a agățat până Alexandria, până Egipt, vrea să întoarcă în patrie, zice, hai să-l ajutăm și pe el, și scoate pălăria din cap și bagă, zice, uite, eu dau 200 de lire, scoate din buzunar 200 de lire și aruncă tot în pălăria lui. Și trece de la masă la masă, face chetă. Capitanii aia grecii, cum erau băuți, mâncați, fumaseră narghileaua, băuseră cafeluța. Știți, când e omul cu burta plină, e mai disponibil, așa, înțelegeți? Unul a dat 50 de lire, unul a dat 100, unul a dat 200, unul a dat 300, s-a umplut pălăria lui ăla de lire, știi? Ăla, șmecherul ăla bătrân, ce, capitanilor, vă mulțumim, nu știu ce, hai, salut, l-a luat pe Panaiti Strati, a ieșit de acolo, dar banii nu i-a dat lui, știi? I-a păstrat tot în pălărie, i-a luat și i-a băgat la el în buzunar, deci asta era un semnal de alarmă, dar Panaiti Strati, cum era tânăr și naiv, nu și-a dat seama. Îi zice șmecherul ăla bătrân, vulpoiul ăla bătrân, zice lui Panaiti Strati, ce, hai să mergem să mâncăm și noi undeva, că acum avem bani, știi? Gata, ce, hai că te duc eu la o tavernă. Îl duce pe Panaiti Strati la o tavernă egipteană. Intră acolo, comandă felul 1, umple burtica. Panaiti Strati, ca de obicei, era mor de foame, să lipise burta de și raspinării, știi? Bagă acolo felul 1, bagă și felul 2. Era, acum era veselie, bucurie, toată lumea fericită. Șmecherul ăla bătrân zice, fumești o narghilea? Panaiti Strati zice, aș fuma și o narghilea, știți, pipa aia de apă, știi? Trage și o narghilea, cred că ar merge și o cafeluță. Merge, cum să nu. S-a dus ăla, a chemat chelnerul, le-a dus cu o cafea de aia turcească la meserie, au băut și cafeluța, ce mai, Panaiti Strati în curmea fericirii, săracul, umpluse burtica, fumase și narghileaua, băuse și o cafea turcească. Așa, dar șmecherul ăla nu-i dătea banii lui, știi, el nu și-a dat seama. La un moment dat, vulpoiul ăla bătrân, ce, stai aici că mă duc până la toaletă, știi? S-a dus la toaletă și dus a fost, că toaleta avea o fereastră. A sărit pe fereastră și a dispărut. L-a lăsat pe Panaiti Strati amanet în cârciumă, în braseria aia ce era cârciuma aia. A trecut o oră, a trecut două, aia să închidă cârciuma. Ce, hai, plata! Panaiti Strati s-a blocat. Ce plată?
Ce, păi, ai mâncat aici, ai băut, ai fumat narghile, ai băut și cafea? Ce, păi, am venit cu un om. Ce, păi, unde era? Ce, s-a dus la WC-ul. Ăia și-a dat seama imediat. L-a luat de guler, a dat un șut în fund și l-a dat pe ușa afară. Nu, n-a chemat poliția, că da, și-a dat seama că îl făcuse vulpoi ăla bătrân, îl făcuse de comandă. Luase și bani pe urma lui, mâncase și bine pe urma lui și lăsase și amanet, știi? Panaitis, frate, când și-a dat seama cât de josnic era licheaua aia bătrână, a început să plângă de oftică. Ce, băi, frate, cât de josnic poate să fie o ființă umană? A luat bani pe urma mea, a mâncat pe urma mea și m-a lăsat și amanet, știi? Și plângea acum de oftică, de necaz, că și-a dat seama că la era o lichea patentată. Deci, camarați, v-am spus o poveste din Alexandria, Egipt. Sper că v-a plăcut, mai am tolba plină, o să vă spun o groază de povești. Țineți aproape, rămânem precum catarii, umăr la umăr, pe drumurile vieții. Pa, camarazi!